prima întâlnire pe anul ăsta, să spunem bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Știi cât îmi doresc să dau și eu neața? Să mai ce? Greu, să dau și eu neața, mai greu în ultima perioadă. Și eu aș vrea să o dau, dar nu-i a nimeni. Nu-i a, nu? Așa e. Eu nici nu o dau. Toți sunt super excitați de ideea asta. Mamă, ce tare e să faci eu matinal, să te trezești, să fii și așa după două săptămâni. Auzi, mai luați-vă, mă, matinalul. Da, știu, așa e. Ce faci? Miroși foarte bine. Mulțumesc, mulțumesc. Vai, ce compliment așa de dimineață. Am văzut la americani că se face un compliment la început de discuție. Nu, la americani se fac complimente de la început la final, știi? Da, everything is awesome, indiferent de orice, că pui ceva pe cap, sub cap, de te dezbraci, nu te dezbraci, totul e awesome. Awesome. Ce fac? Sunt foarte bine, sunt foarte bucuroasă, pentru că abia ce am lansat piesa Te cert cu vin, care la nici 24 de ore a intrat în trending și sunt super fericită pentru chestia asta. Vreau să mulțumesc echipei mele. Stați că eu am venit cu textul învățat de acasă și vă da, să de nu-l ce. Pierzi, da. Exact, să nu-l pierd, pentru că sunt unele lucruri pe care trebuie să le zic tot timpul, știi? Și vin aici, mă iau cu voi, uit de ale mele, alea importante, așa, revenim. Sunt și ochii mei albaștri, care albaștri spus, sunt? Da. Sunt foarte frumoși și întotdeauna mi-au plăcut persoanele cu ochii deschiși la culoare, dar da. N-am remarcat până acum că știi cum e, nu bat la distanță. Revenind la ale mele, dragii mei, mulțumesc lui Oxy, mulțumesc lui Doriano Swing și Anastasiei Sandu, cei care au compus piesa, mulțumesc iubirii vieții mele, Anda Crăpătureanu, fără de care nu pot și nu vreau să exist. Am înțeles. Piesa este în trending, după cum ți-am zis, și cu ocazia asta eu am și lansat un giveaway la mine pe Instagram. Ce dau? Am primit niște tablouri la un moment dat personalizate cu imagini din clipul meu, știi? Din clipul meu precedent când vine noaptea și atunci m-am gândit că sunt ceva mai altfel. De-a lungul anilor oamenii mi-au cerut lucruri personale, îți spun sincer, din Andrei nu mai am absolut nimic și atunci m-am gândit să ofer acel gen de cadou cu autograful meu, pentru că la fel a fost foarte multă lume de-a lungul timpului care mi-a spus că n-a făcut poză cu mine sau n-a primit autograf din partea mea. Dar pentru asta trebuie să lase un coment pe YouTube la clip. Gata, acum zi. Păi ce să mai, că mai avem un minut acum. Eu sunt pregătită să răspund la orice întrebare. Ești bine că ai încheiat sărbătorile cu bine? Tot cu bine și cu mai puțin bine. Știi cum e, evenimente plăcute, mai puțin plăcute. Toate astea ajută în formarea noastră ca oameni în ziua de astăzi. Dar am început anul foarte bine și acum sunt super extaziată de clip. Alte întrebări?